La ceva timp după incidentul cu bătrânul care gemea de durere la ușa centrului de primiri urgențe, conducerea Spitalului de Urgență Roman a decis înființarea unui cont de Facebook, care funcționează deja de o lună. În acest mod, conducerea spitalului speră într-o mai bună comunicare cu romașcanii. Pentru o mai bună comunicare cu dumneavoastră și cu populația din municipiul nostru, conducerea spitalului a luat hotărârea de a înființa o adresă de Facebook. Adresa noastră oficială de Facebook se intitulează Spital Roman, Roman cu litere mari, și în cadrul acestei adrese de Facebook veți găsi articole de prezentare a activității medicale, articole de prezentare a medicilor care s-au încadrat în ultima perioadă la noi, meniul zilnic, mult discutatul meniul zilnic, diverse anunțuri, informări asupra cazurilor mai deosebite din centrul de primiri urgențe și nu numai, din întregul spital și, bineînțeles, prelucrarea unor indicatori demografici și a unor date statistice. Cât succes a avut această decizie, rămâne de văzut, ținând cont de faptul că ultima postare a unui romașcan, evident anonim, a fost făcută în 7 ianuarie, adică exact acum o lună, și conține și o serie de aprecieri puțin măgulitoare la adresa conducerii unității.